Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut ca de obicei vinerea în live. Suntem la sfârșit de săptămână și avem mai multe evenimente săptămânale despre care aș vrea să menționez, să vorbesc, să spun opinia noastră, opinia mea despre ceea ce se întâmplă. Evident că evenimentul săptămânii este decizia de ieri de a începe negocierile cu Republica Moldova pentru integrarea europeană. Intenționat nu m-am dat cu părerea seară, pentru a veni astăzi cu o poziție clară. În primul rând, aceasta este o zi istorică pentru Republica Moldova. Indiferent de aprecierile din stânga, din dreapta, de pe șchierul politic, este o zi importantă, istorică pentru Republica Moldova. Este o decizie geopolitică aprobată de către țările membre a UE în contextul războiului din Ucraina. Se datorează nu atât succeselor înregistrate de guvernul de la Chișinău, cât contextul geopolitic destul de dificil în care se află și Republica Moldova. Republica Moldova a primit dreptul de a negocia. Și vreau să le spun guvernanților, negociați în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Evident că această decizie va fi utilizată de Maia Sandu în folosul său, va manipula pe acest subiect și va încerca să acopere acele probleme care sunt în Republica Moldova, în economie, în domeniul social. Practic, Maia Sandu a obținut dreptul, încă o dată, un vot de încredere, dacă doriți, din partea membrilor UE, pe lângă acel vot de încredere care a fost oferit anul trecut și de care noi nu am simțit niciun avantaj, dar Uniunea Europeană a decis să mai dea încă o posibilitate Republicii Moldova. De fapt, este o decizie dată în avans pentru cetățenii Republicii Moldova și toți acest lucru înțeleg. Dar euforia va dura câteva zile. Eu vreau să atenționez acest lucru. Euforia va dura câteva zile. Și peste câteva zile vom reveni la realitate. La agricultorii care așa și n-au primit ajutor din partea statului, la medicii care își pierd spitalul din centrul Chișinăului, care vor să-l privatizeze terenul, la profesorii care nu primesc majorări de salarii, se va continua cu schemele lui Spânul la drumuri și la concesionarea aeroportului. Și toate acestea sub drapelul integrării europene. Ce înseamnă de fapt această decizie? Vreau să explic celor care ne urmăresc. Ce înseamnă decizia de ieri de fapt? Este o nouă etapă în relațiile cu Uniunea Europeană. Începerea negocierilor pentru aderare. Această etapă oferă și posibilitatea de a solicita niște fonduri pentru Republica Moldova. Și asta este partea bună. Cei care încearcă să ne spună că iaca, trenul s-a pornit și ajungem în Europa, eu vreau să le aduc aminte că Turcia are exact aceeași decizie pe care ne-au dat-o ieri europenii, dar Turcia o are din 2005, de 18 ani. Serbia o are din 2014, de 9 ani. Și nici Turcia, nici Serbia nu au intrat în UE și nici nu se vede când vor intra în UE. Deci așa am venit cu mesajul. Lăsați euforia și apucați-vă de lucru, doamna Maia Sandu. Apucați-vă de lucru. Oamenii așteaptă rezultate. În ceea ce ține de integrări externe, eu vreau să expunem încă o dată poziția foarte clară. Eu vreau să le spun una foarte clar. Orice integrare externă, în est sau în vest, în cazul dat în vest, în Uniunea Europeană, trebuie să aibă loc obligatoriu prin consultarea opiniei cetățenilor la referendum. De ce? Începeți negocierile, vedeți dacă obțineți ceva pentru cetățeni, dar în mijlocii decizia finală de aderare sau nu, o să o ia cetățenii la referendum. Apropo, dacă nu vă temeați, ați putut să organizați un referendum și acum. Dar înțeleg că vă temeți de acest lucru pentru că vedeți că încrederea în UE, în Republica Moldova, scade. Și scade tot din cauza voastră. Doi, orice aderare în opinia noastră
poate avea loc doar împreună cu întreaga țară, împreună cu regiunea Transnistreană și cu păstrarea statutului de neutralitate. 3. Orice integrare trebuie să asigure suveranitatea economică a țării și păstrarea tradițiilor noastre. Când vorbesc de suveranitate economică, mă refer la interesele autohtone, ale business-ului autohton, nu a corporațiilor internaționale. Când vorbesc de tradiții, mă refer la exemplul Ungariei, care este pentru tradiții, familie tradițională și a aprobat legi dure în acest sens, chiar fiind criticate de unii membri UE. Apropo, în toată această istorie, eu o spun sincer că am rămas foarte plăcut surprins din nou, a câta oară, de mișcările pe care le-a făcut prim-ministrul Ungariei Orban, care, profitând de această situație, a reușit să obțină pentru statul său mai mult de 10 miliarde de euro pentru interesele statului ungar. Dar nici nu a votat pentru procesul de negociere a Moldovei și a Ucrainei. A rămas cu fața curată, pentru că înțelege că vor fi careva probleme mai târziu. Orban este un exemplu pentru noi, care, pentru cei care se gândesc la țara lor, la poporul lor, și își apără economia sa și își apără tradițiile și neamul său. Și 4, în ultimul rând, orice integrare trebuie obligatoriu să țină cont de opinia altor etnii, minorități naționale, dialogul cu alte regiuni. Maia Sandu, dialogul cu regiunile din Republica Moldova. Vorbesc nu doar de Transnistria, dar și de Găgăuzie. Apropo, doamna Maia Sandu, dar de ce nu vă interesați la prietenul dumneavoastră, Zelenski, ce face entitatea moldovenească din Ucraina? Aproape 300.000 erau moldoveni din Ucraina. De ce Orban poate să aibă grijă de ungurii din Ucraina și să insiste pe aprobarea unor legi? De ce președintele Republicii Moldova nu poate să aibă grijă de moldovenii care trăiesc peste hotare? Mă refer acum de entitatea moldovenilor, peste 300.000, conform statisticilor oficiale, care locuiesc în Ucraina. Sunt noștri. Nu sunt cetățeni moldoveni, poate, dar naționalitatea sunt moldoveni. Deci, ca să finalizăm cu acest subiect, decizie istorică, dar euforia lăsați-o deoparte și apucați-vă de lucru. Al doilea subiect important al săptămânii este, a fost comentat, este atacul în adresa judecătorilor din partea conducerii de vârf a țării. La modul concret, este vorba de atacul asupra unor membri judecători ai Curții de Apel, atac destul de dur, cu pronunțarea publică a numilor. Domnilor guvernanți, dumneavoastră nu sunteți membri ai Curții Constituționale sau Curții Supreme de Justiție sau nu știu cui să dați aprecieri. Dumneavoastră sunteți funcționari. Sunteți o putere separată de justiție. Vreți în Europa. Unde într-o țară membra a Uniunii Europene și-a permis un conducător să facă acel lucru care l-a făcut voi săptămâna aceasta? Eu înțeleg, pe reforma justiției vreți să-i scoateți pe toți care nu gândesc ca voi și nu vă execută ordinele și să-i puneți pe voștri. Eu văd cum are loc audierea dosarelor. Eu tot am, ieri în ședință de judecat, am fost vreo 3 ore. Apropo, domnul Recean, odată ce puteți să presați judecătorii, presați-i pe judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție care nu vor să accepte expertiza videourilor făcute de Plahotniuc și trucate. 3 ședințe deja. Sistem de procurori. Poate pronunțați și numele judecătorilor la Curtea Supremă. Să înceapă să facă expertiza, să nu se teamă. Auzim ceva mai nou, că deja nu ne trebuie procuror european, nu ne trebuie procuror american. Ne trebuie un erou dintr-un film. Maia Sandu spune. Maia Sandu. Nici Drăgălin de peste ocean, nici Catania din filmele care vă uitați și dumneavoastră când erați copil și eu, italieni, nu o să rezolvi problemă. O să rezolvi un procuror moldovean, unul de-a nostru, profesionist, care o să clarifice cu toată caracatița voastră de corupție în frunte cu Maia Sandu. Pe lucrul ăsta vă promit. Lucrul ăsta o să se întâmple.
Ce se întâmplă mai degrabă decât voi credeți. Și al treilea subiect, care apropo trebuie să fie un subiect de analiză inclusiv pentru un procuror moldovean profesionist, mi-au scris mulți că vin facturile deja la gaz, la apă, la energie. Și mă întreabă ce se întâmplă, ce compensații nu sunt. Bună întrebare. Compensații nu sunt și nu vor fi, pentru că bani nu sunt. De ce nu sunt bani? Pentru că nu e economie, pentru că ăștia au distrus tot. Dar mă întorc la tarifele la gaz. Țin tariful la gaz, guvernanții, la nivel de 17-18 lei. Atunci când ușor sunt companii private care sunt gata să-l livreze cu 10. Noi am vorbit la acest subiect despre gaz procurat scump în iarna anului trecut. Dar eu vreau să vă informez încă despre o schemă care a făcut-o băieții ăștia. Probabil dumneavoastră știți cu toți, ați auzit că prin decizia Comisiei Situației Excepționale au fost transmise în locațiune către Vest Mold Transgaz rețelele, gazoductele din Republica Moldova. Ați auzit? La Moldova Gaz le-au luat și le-au transmis la o companie în care românii dețin 75% și 25% Bertu. Acum toate rețelele sunt în gestiune la Vest Mold Transgaz. Uitați-vă ce e partea cea mai interesantă în această istorie. După ce au transmis gazoductele, această companie Vest Mold Transgaz solicită majorarea tarifului pentru transport. Dacă 3 ani în urmă, atent, în 2020, acest tarif era de 32 de lei la 1000 de metri cub, acum tariful este de 441 de lei la 1000 de metri cub. Adică de 12-13 ori mai mult decât 3 ani în urmă. Au luat românii compania și deodată le-au majorat și tariful de transport. Știți cât face aceasta în bani? Că nu face cifră. Dacă în anul 2020 era 33 de milioane de lei, păi că în anul curent e peste 400 de milioane de lei care le încasează această companie anual și aceste volume, aceste sume le plătim noi pentru că sunt incluse în tarif. Adică pe lângă faptul că au procurat gaz scump prin scheme, prin intermediari, suplimentarii ce au făcut? Au mai dat toate rețelele la o companie română care ne-a majorat tariful și mai ia încă vreo 20 de milioane de euro pe an care intră în tarif. E că așa e schimbul cu gazul. Evident că în această situație tarifele nu pot scădea. Cu toate schemele care sunt, evident că protestele care au început, ele vor continua. Protestează agricultorii, transportatorii, medicii, ați văzut ce fac, educația. Eu cred că aceste proteste vor fi în continuare. De ce? Că eu chem la proteste. Dar lumea va fi foarte nemulțumită. Mai ales în condițiile parametrilor bugetului pentru anul viitor. Ați văzut ce cu indexarea pensiilor, care este mult mai jos, mult mai jos decât necesitatea ca oamenii să supraviețuiască. De ce ne așteaptă perioadă deloc nu simplă, însă în schimb sub drapelul Uniunii Europene. Așa, întrebările care vin. Valeriu Furlui, de ce sunteți așa pesimist, domnule Dodon? Domn Valeriu, eu sunt foarte optimist, adică eu sunt realist, dar în genere în viață, cei care mă cunosc personal, eu sunt destul de optimist. Apropo, dacă vreți să mă cunoașteți personal, veniți la oficiul de partid, vă invit. Dacă vinerea viitoare, live-ul, ca de obicei, la orele 10, veniți la 9:30, facem cunoștință personal. Eu nu sunt pesimist, eu sunt realist. Și încă o dată repet ceea ce am spus mai înainte. Este o zi istorică. Dacă vă referiți la decizia de ieri, eu doar nu am criticat-o. Și eu am spus că este o decizie istorică din partea țărilor membri UE, care au dat o șansă moldovenilor, care au deschis posibilitatea de a negocia. Și eu am spus, negociați. În interesele cetățenilor, dacă puteți să aduceți câteva sute de milioane, miliarde, hai să facem drumuri, hai să facem reparații. Eu știu că nu vor fi acești bani în anul viitor. Dar dacă puteți, faceți, eu am spus-o, tot timpul am spus-o. Dacă putem să negociem cu europenii, să luăm ceva bun, haideți să negociem. Putem să mergem în Rusia, să luăm ceva bun, haideți în Rusia. Apropo, în contextul ăsta, eu vreau să vă duc un exemplu foarte important. Ieri Georgia a primit statutul de țară candidat. Tot în decizia de ieri, a Bruxelles-ului.
Știți ce e interesant în această situație? Georgia, care în contextul războiului din Ucraina, nu a stricat relațiile cu Federația Rusă. Nu s-a alăturat sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei, spunând că asta nu e interesul georgienilor. Și Georgia are creștere economică, anul trecut de peste 10% a PIB-ului și în anul acesta iar creștere economică, că în Moldova e în scădere. Și uitați-vă, Georgia obține statutul de candidat, ne alăturându-se la sancțiuni, ne străcând relațiile cu Rusia, ne anulând o mulțime de acorduri care le avem noi acum cu piața tradițională și oamenii au ceva ce cu produsele sale. Înseamnă că se poate, dar trebuie să te gândești la interesele tale personale. Așa că, domnul Hurduin, nu sunt pesimist deloc. Eu sunt realist și eu cred că totul va fi bine. Însă mă interesează tot să fie bine pentru cetățeni, nu pentru cei care sunt temporar la guvernare. Oleg Trapciuc, получается, Moldova окончательно похерила, ну, давайте не будем, отношения с Россией. Олег, категорически нет. Я повторюсь и на русском языке. Вчера был исторический день, конечно, для Республики Молдова. Но это было геополитическое решение, исходя из ситуации на Украине. Что означает начало переговоров? Для Турции они начались в 2005 году, прошли 18 лет, они членом ЕС не стали. Для Сербии они начались в 2014 году, 9 лет они не стали членом ЕС. Таких примеров очень много. Начало переговоров – это длительный процесс. Но это категорически не означает, что Молдова будет приостанавливать свои отношения экономические и дипломатические с другими странами. То, что временщики типа Майи Санду каждый день делают антироссийские заявления, это не означает, что народ Молдовы против России. Наша позиция остается неизменной. Мы с Россией должны и будем дружить, и будем торговать. И следующая власть обязательно к этому диалогу вернется. Несмотря на то, что сейчас все разрушает Майя Санду. Мы все это быстренько остановим. Ана Мит, че не аштеапта дим партия Русии? Домна, я не кред, ка часто дечизи диерь, ар путя дуче лакарева дечизи суплементари, сау сперк, ну, вор дуче ла дечизи суплементари, сау санкционе партия Русии. Но речент не мчокник о проблемы форте мари, фост импурс рестрикции ла экспорту ди фрукти, шлегуми дин Република Молдова. Капидата ди 4 декабря. Я качал дечизи валови дур на агрикультуре ножче. Дар сия карева дечизи суплементария кума, ее сперши, унде вас он сигур, ка руши ну вор меджи ла часа, да, пентру че? А он че пут негу черли, часа ну есть, есть уна не этапе. Окей, с негу чеза, шо свада, че с примяскам тот лукраста. Decizia finală, pentru că ca Milano următoarea întrebare de va fi referendum sau nu. Doamna sau domnișoara Milano, toate țările care au aderat la UE, absolut toate, și România și alte țări, au trecut prin referendum la care au votat 70-80% pro din cetățenii țărilor respective. Deci eu sunt ferm convins că Republica Moldova referendum va fi. Noi, pur și simplu, insistăm că acest referendum să fie acum, când se iau așa decizii importante, că se fac unii pași. Dar după acești pași care au fost ieri, indiferent de ce va urma, va fi cu succes negocierile, va fi nu cu succes pentru aderarea la o anumită entitate Uniune geopolitică regională, referendumul este obligatoriu. Ничего. Игорь Николаевич, перед местными выборами вы, а также Богдан Цирдя, были в городе Фалеште, где вы рассказывали нам, как плохо влияет на нас европейский путь и вступление в него. Вы выступали за дружбу с Россией и странами. Объясните мне теперь, как жители города Фалешт могут создавать коалиции, единогласно голосовать с партией ПДС? Давайте еще раз объясним насчет этих местных голосований, потому что я об этом говорил, если нужно, давайте еще раз. В Молдове 32 района, и в каждом районе своя специфика. В Молдове 900 сел, и в каждом селе своя специфика. Я приводил пример моего родного села. Мы выступаем четко за нашу позицию и политическую повестку партии социалистов. Если вам на местах нужно голосовать с кем-то, неважно с кем, для решения проблем водопровода в Фалештах, а там большие проблемы с водопроводом в Фалештах, очень плохое качество воды, я считаю, что вы на местах сами примете решение, голосовать или не голосовать. За воду в районе Фалешты.
коалиции, еще раз объясню, мы не создавали и не будем создавать официальные на данном этапе ни с кем. Официальные коалиции партия социалистов утверждает на уровне на национальном. На местном уровне, там на местах люди смотрят, исходя из ситуации в конкретном случае. Евген Лукьянюк, КМВ, Лаун Офлайн, КМВ, лидер для Тунча ПСРМ, Елспуня Андрон Спсадова, да, было дело Ковряв, Компартит, по моделу Сучал Демократии Ладен Норду и Европе. Антребари Кын, Ишвариализа Визу. Евген, Антребари, пробабил, есть в контексту ши конгрессу Карива Велокс на Ютуаре, на Ютуаре Пентру Зюа де Марс, но им фиксат конгрессу, шан конвокат конгрессу Партидului Социалиștilor, unde vor fi luate unele decizii referitor și la statut și la programul politic al partidului. Eu cred că programul politic în redacție nouă va fi unul de pași important pentru a ne apropia de un model socialist sau stat social orientat clasic. Nu vin cu mai multe detalii, sunt înăitoare, voi publica programul politic al Partidului Socialiștilor. Valeriu Furdui, Domnul, care e cel mai profitabil business din Moldova, părerea dumneavoastră ca economist, vă rog. Domnul Furdui, este foarte greu de spus acum. Practic, marea majoritate a activităților economice în Republica Moldova acum sunt în regres. Eu nu știu activități de producere, în afară de ceea ce e legat de consum, produse alimentare, de exemplu. Restul, practic, toate sunt în, acum sunt în dezastru, sunt în scădere. De aceea mulți au decis, din oameni de afaceri, că să investească în imobile, o să încerce să dea în arendă, în chirie. Dar și cu chirie e problemă. Atunci când sectorul real al economiei nu se dezvoltă, și chiriile tot scad. Deci, la această etapă este foarte dificil să faci business în Republica Moldova. Eu însă, ca să fac trimitere la întrebarea dumneavoastră de mai sus, eu sunt optimist. Pentru că, indiferent ce s-a întâmplat în regiune, în Ucraina, Republica Moldova va fi o țară prioritară, inclusiv pentru gestionarea unor fonduri care vor fi utilizate pentru reparațiile după război în Ucraina. Și eu cred că businessul din Moldova va avea câștigat de acest lucru. Moldova are șansele să devină un hub regional în contextul la ceea ce urmează în următorii un an jumate, doi. Deci e când pe mine mă întreabă oameni de fapt ce să fac, să închidă tot aici și să plece, le spun, oameni buni, într-o jumătate de an, un an jumate, situația se schimbă. Vor fi fonduri europene sau nu vor fi fonduri europene? Vom restabili relațiile cu Rusia? Dacă vom restabili relațiile cu Rusia, eu să vă înțelegeți că Moldova, dacă va restabili relațiile cu Rusia, dar noi, dacă venim la guvernare, le restabilim, atunci pe Moldova vor fi circuitele financiare și de mărfuri între Est și Vest. Noi vom crea aici condiții și aceasta va fi convenabil și românilor, și europenilor, și rușilor. Și atunci oamenii de face din Republica Moldova vor avea de câștigat. Activele vor fi alte prețuri mai înalte. Așa cum face Georgia acum, cum face Armenia, care în condițiile luptei de sancțiuni între Est și Vest, doar au de câștigat, pentru că nu s-au alăturat sancțiunilor și au păstrat relațiile bune cu Federația Rusă. Așa că, răspuns dumneavoastră, acum este dificil, dar situația se va schimba spre bine. Nil Israel. Господин президент, отмените ли вы зарплату 50 тысяч лев министров? Нил, я помню, я был министром в 2006-2009 году. Я помню одного министра, который либо выходил на телевидение, не помню часто, либо там выезжал за границу, его пригласил тогдашний президент Воронин, сказал, что у тебя нету работы. Я помню, какие зарплаты тогда были. И как работали министры. Не может быть зарплата министру 50 тысяч лей, когда зарплата учителя 7-8 тысяч лей и пенсия 2 тысячи лей. Этого категорически не должно быть. Поэтому пересмотрим это, конечно, мы это пересмотрим. Наши министры 3 года назад, в 2020 году, получали по 14-15 тысяч лей и работали с утра до ночи. У них не было времени сидеть на телевидении вечер по 3 разных телевидения. Или 3 раза в месяц по 3-4 дня где-то за рубежом, они на каких-то круглых столах. Вам что, нечего делать в Молдове? Вы что, блогеры? Вы что, туристы? Вы министры. Вы должны заниматься делами своего сектора. Тем более за такие деньги. Валерий Арманов. Кын вафи бини Молдова. Атонч кын вода жос пи майя санду. Жвор вини сучали шла гувернари. Атонч вафи бини. Даниил Белоусов. Наблюдали ли вы вчера за прямой линией президента Российской Федерации? Даниил не успел вчера, потому что вчера
У меня был суд очередной с 2 до 5 вечера. Но, конечно, тезисы в телеграм-каналах я просмотрел. И он уры подшат. Дича кумку нан пеналеджер интрин лайвдар, ну, кутряни ур. И он пробабил ной урмарит антериор. Нану доми я ноус позече, доузеч, доузешуну триянь. Офос лайвурли энфикари зиди винерь, лаурли зече, и министерня синуме пришединтели распунти. Анану доми доушуну до паледжери парламентарий, он лото паузу. Шай, как бы он жмати, амре винит. Шо, кредки, есть у практика буна. Ирина Мардарь. Воскрил кулаками мой, кей он стригат де дисперари. Пляк фамилия пюн капат. Кредиск майарви Молдова вейтор. Данна Ирина, антрадвер, есть у трагедии, пентру ной, пентру молдовень. Ультими он жмати до, и плякат есть у сута демиди уамень де Молдова. Что я сам цель, я чести у сута демиди уамень, де персоане, грево сривиды напой. Ари Витор, Република Молдова. Я сам сигур, что ари. Я он рамас айч. Я так кредям алтфел, кредец мы. Плекам. Сама спирям деду сарли, кари фос плекам дед царь, статям онде вакума. Я украден Република Молдова. Я он сам дьме мульти вари. Я сам фер конвинс, что ной путем са фачем де на часте царе. Он стату царе, у патри, у ни копии ноштри са ворсинце бине. Ну, пентру аста требе стрим. Копии молдовенилор, молдовенii să vrea să trăiască aici. Nu doar când ajung la bătrânețe, pentru că știți că mulțimii din rudele noastre, care acum lucrează prin Italia sau la Moscova, eu am verișori cu mătri, care ajung la vârsta de 55 de ani, 60, spun gata, dacă am lucrat, trebuie să vină acasă la bătrânețe. Nu trebuie nu numai la bătrânețe să vină. Ar fi bine să vină la 35-40 de ani, să revină cei care au plecat. Dar pentru asta trebuie să le facem condiții. Нику Дид, почему сейчас не снесете ПДС? Нику, а как их снести? Вот если вы нам посоветуете, как? Вот как? Революцией? Вы считаете, что революцию сейчас нужно снести Спас? Я считаю, что нет. Я считаю, что мы должны идти демократическим путем, потому что если здесь начнется какая-то заварушка, непонятно, куда это нас заведет. Не дай бог. Украинский сценарий или что-то. Как их снести? Демократическим путем у нас осталось меньше 30 депутатов, у них 60 чем-то. Поэтому снести их можно на выборах. Я уже говорил, первый шаг был на местных выборах, когда 70% граждан Молдовы проголосовало против Майсанды, против ПАС. Следующий шаг будет на президентских выборах, в которых мы все должны объединиться против ПАС. Я уверен, что в следующем году, в конце следующего года, либо начало другого, мы этого добьемся. Еще раз, вот мне пишут здесь, вот, что вот, европейская интеграция и так далее. Еще раз хочу объяснить. Вот то, что делает Майсанду по присоединению к антироссийским санкциям, это бьет в первую очередь по молдавским гражданам и молдавским производителям. Поэтому хотите диалог с Европой? Ну, ведите этот диалог с Европой. Но это не означает, что нужно работать против других. Против России. Еще раз приведу пример Грузии, которым хватило ума иметь хорошие отношения со всеми и на этом неплохо заработать. Стимас приятель, очеста хост эмиссию не одиастась. Мои вины антребер, дар я вам промис моему джма дюрану стэм, а шак доковец карева антребер с комментарий или адресация приват. Вам уцумеск, озибуна ши, куда мне жут.